Marius Tucă, problema este că toată planeta are interes în acest masacru. Nu am pomenit niciodată așa. Dezvoltați. Bun. Rusia. Cu cât mor mai mult. Israelul își face ce face, cu atât pierde America, da? Și nu, se bucură rușii. Da? Nu, mă se bucură. Nu uităm că rușii împreună cu chinezii, când au deschis, când Rusia a deschis războiul, invadare, zici, cum ziceam, Radu, tuturor? Brutală și ilegală. Acum vorbesc de axa răului, Hamas, da, Marius, organizația teroristă împreună cu Iranul. Da, era, noi nu puteam niciodată să spunem Torșu Nicolae Ceaușescu, nu-i înțeles? N-aveam voie, trebuia să spunem genialul, mărețul... Sul și așa mai departe. N-aveai cum. Și Elena Ceaușescu, Savanta... Da, așa e și din coace. Mondial, așa poți să spui, au și pe ăștia la Radio România, organizația teroristă. Hamas, e normal că e teroristă, dar trebuie să spui, organizația teroristă ilegală și care nu știu ce a făcut și face parte din axa răului și care trece și... Aia cu axa răului, cu Iranul și... Am dat un exemplu. Deci, și atunci, dacă ne uităm, noi suntem într-o perioadă de bulbuceală, adică de în care e sfârșitul lumii multipolare. Adică se reașează plăcile tectonice. Plăcile tectonice. Și atunci, să nu uităm că toate discursurile lui Vladimir Putin s-au adresat lumii a treia, sudului global. Lumii care era nemulțumită de Occident și de, și de America, da? Acum, ceea ce, și dacă ai observat, în perioada, în perioada respectivă, în timpul războiului din Ucraina, o mare parte a planetei, sudul, aproape o mare parte a planetei, nici nu a condamnat războiul, nu a condamnat, nu l-a aplaudat, dar nici nu l-a condamnat, invazia, da? Ei, acestui sud global, acestui ocean, se adresează Putin acum, nici nu trebuie să spuneți, mă vedeți ce fac? Israelul face așa pentru că e sprijinit de Statele Unite. Al doilea mare perdant, de fapt, a fost Occidentul. În acțiunile anterioare, că mai fost și în 2005, și în 2008 și în 2014, tot așa în Gaza, Occidentul a fost mult mai nuanțat. Adică Occidentul spunea, domnule, foarte frumos, e legitimă apărare, dar aveți grijă mai mult de civil și asta. Practic, noi asistăm acum... Mai spun și acum, dar pe voci mai răzleți așa, da. Noi asistăm la un lucru care chiar se poate numi transformarea întregii Uniuni Europene într-un factor de 2 lei pe plan mondial. Nu mai există. Nu mai există. Nu noi, că noi nu existăm. De nu mai există. Italia, Anglia, Germania, Franța, nu mai există. Ați înțeles de ce Schulz s-a dus pe acolo? Păi s-a dus și au făcut minunul peste picior. Nu mai există. Condusă de regina neîncoronată Ursula, Uniunea Europeană, cu țările astea, cu excepția Ungariei, și un timp a Poloniei, vă zic, au făcut ce au făcut. Deci nu mai există. Și în această situație, deci Rusia are interesul să fie cât mai multe, da? Acolo, da? Nu e în situația în care erau sovieticii atunci, în 73, că sovieticii aveau influență, aveau acolo niște protejate, da? Acum n-au pe nimeni. N-au atacat Siria, Palestina, dar în același timp arăți, fără să... Din nu trebuie să arăți. Spui, bă, vedeți cine este... nu Israelul, America. Deci, și mai pierde ceva din autoritate America. Da. China e în aceeași piesă. Țările arabe întotdeauna, m-am zis tu, că n-au făcut nimic. Asta este o legendă. Țările arabe sunt la pământ. Cine se intervine? Siria are probleme... Iranul, doar nu-i nebun, e și în favoarea Iranului. Și Iranul se... N-are nicio rost să câștigă din acest. Păi, dar vezi imaginile, da? Arabia Saudită și Emiratele și alea sunt niște, cum să spun... Pungi de petrol și de bani? Da, și de bani și ei stau. Și nici măcar și Erdogan nu face nimic. A rupt relațiile? A rupt vreo țară relațiile cu Israelul? Rupt. Nu. Trebuie să se vorbe, mare stucă.
Dar, și aici spun o profeție, se va întâmpla un lucru, dacă continuă și Israelul va continua, pentru că nu îl oprește nimeni, se va crea în toată lumea musulmană, inclusiv în Occident, o frustrare. Din această frustrare și din neputință se va naște furia devastatoare individuală. Adică, nemai... La nivel de personal, spuneți. Și de grupuri, adică sentimentul de pe zi ce trece este de neputință. Nu putem face nimic, nu ne ajută nimeni nimic. Normal ar fi acum ca o mare America, adică ar trebui acum un moment... Încearcă, tot declară Biden. Ai, mă, nu știu, declară. Un pic. Ăla e pe pilot automat. Bineînțeles că... Nu. Sigur că e pe pilot automat. Dar și ieri a declarat și alaltări atenție la populația. Sigur că o face la modul declarativ. În egală măsură, citesc aici o știre apropo de asta, că o să vă placă. Imediat. Apropo de armamentul pe care îl dau americanii acolo, da? Că îl dau armament și... Bine, mai e și asta cu... Cu Egiptul, dați-mi voie doar o secundă. Până face, poți să-ți povestesc. Da, vă rog, că găsesc. În Golda, care repetim, da. Mamă, nu sunt chiar așa de entuziasmat, acum e film de propagandă. Dar știi că ei, Egiptul mai ales, trecuse canalul de Suez, da? Și grație ajutorului american, puțină lume știe că atunci ei rămăseseră avioanele americane, date de americani. Bun, și atunci, există o scenă senzațională, da? Vă rog. Ei înaintau și încă o dată încercuiseră armata a treia egipteană, 30.000 de oameni, da? Și vine Kissinger, secretarul de stat, care de fapt el conducea pentru că Nixon atunci avea probleme cu Watergate. Este o scenă extraordinară. Vine la ea acasă, la Golda Meir, da? Și ei se știau. Și el venea de la Moscou. Îi dă un borș. N-apucă. El ia așa, mănâncă o lingură, se oprește și zice doamna prim-ministru, nu mai era gol, da? Vreau să semnalez următor lucru. Să-ți reamintesc, în primul rând eu sunt american, în al doilea rând sunt secretar de stat și în al treilea rând sunt evreu. Poftim acordul de încetare a focului. Nu dacă ai înțeles, zice, OAE ne-a anunțat că face embargo. Nu, adică n-a discutat, așa a trimis Biden și a zis, Benjamin, poftim acord. Dar e scena extraordinară, cum ea încearcă, nu, dar e foarte interesant. Ei erau prieteni, da? Lugu-lugu, numai că ăla era un politic. Hai să facem o analiză serioasă. Dar n-ai înțeles că am zis cea mai serioasă analiză. Dar nu contează asta, unde scăpați de chestia asta că nu am înțeles. N-am înțeles nimic. Am înțeles unde cât de oficial era. Imediat vă spun. Zi. Ce a spus înainte de a începe să argumentați? Care a fost propoziția? Nu știu, am uitat. Că va fi un masacru acolo. Și că, de și fapt, că convine tuturor. Și că convine tuturor. Eu vă dau trei argumente. Deci, unu. Casa Albă nu este în favoarea unei încetări a focului. Da. Apropo de Kissinger și ce spuneați mai devreme, purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că o încetare a focului în războiul dintre Israel și Hamas nu este răspunsul corect în acest moment. Și a spus că gruparea islamistă palestiniană ar fi sigura care va beneficia de pe urme, acestei încetări. Da? Altă știre. Pentagonul despre armele pe care le trimite Israelului. Statele Unite nu pun niciun fel de limită asupra modului în care forțele armate israeliene utilizează armele americane pe care le furnizează pentru a lupta împotriva teroriștilor din Hamas sau Hezbollah, a declarat purtătoarea de cuvânt a Pentagonului. Deci avem aici două știri care ne arată că nici vorbă ca americanii să aibă ceva împotriva acestei intervenții terestre, aeriene și așa mai departe. Adică aia de acolo sunt practic masacrați. Da, pentru că mai înainte tu ai început să spui că au zis. Eu am spus, dar... am zis că la modul de... fac asta doar la modul declarativ. Păi și am venit și am spus, a venit ăla și a zis, lasă-mă cu borșul. Iată acordul. Exact. Așa se discută. Acum nu. Păi mai mult decât atât. Apropo de analiza pe care o făceați. Dom'le, lumea a trecut atât de ușor peste actele de, la nivel de declarație, dar și în fapte, de răzbunare făcute de Netanyahu și de Israel. Da. Păi unde au mai existat asta? Nicăieri. Suntem în
Ați mai auzit undeva? Nu, înainte de apariția islamului a fost. Nu știu. Păi dar nu am dat un exemplu. Mă uit la asta, la vikingi, acolo trăia să răzbuneau din două în două zile. Și de-aia s-au civilizat că au renunțat la răzbunare. Suntem în secolul 21. Da, știu. 1. Hai să spunem, domne, au atenuat o perioadă câteva zile, ca să fac și o analiza mea în două minute, ideea de răzbunare, domne, trebuie să eliminăm Hamas și să eliberăm prizonierii, da? Ostatici. Păi după aia ce au făcut? Și nimeni nu mai spune nimic. Păi aici pe acolo se aude. Au intrat și au început să distrugă, să bombardeze fâșia Gaza, unde sunt 2,4 milioane de oameni. Și vorba dumneavoastră. Care este și o zonă suprapopulată și este foarte greu. Păi și mai, dacă spune, ar fi mai spune cineva cancel. Ceva. Asta în condițiile, ca să repet ce spuneam amândoi mai devreme, nu pot să fugă oamenii ăia de acolo, ca nicăieri în lume. Nu. Ucrainienii au început războiul, au fugit în toată Europa, da? Spuneam mai devreme. Și au primit și bani și așa mai departe. Am aflat acum că stau la nu știu ce hotel de 5 stele în Craiova. Unde? Da. Și nemulțumite că nu-i face curățenie. Da, și au 3 mese pe zi și nu le face curățenie în fiecare zi. Da, apropo de, ca să comparăm situațiile. De-aia războiul din Ucraina nu se mai conteze. Pentru că ăștia sunt 2,5 milioane într-o închisoare asupra căreia se trage. Corect, și n-au unde să plece, n-au unde să fugă. Pe când în Ucraina au fugit câteva, nu știu, 10 milioane cât au fugit, nu contează. Și asta spuneam ca să trag... Mai fac o observație, da, vă rog, și termină după care aia. Să te supere pro-rusă. Rușii n-au făcut așa ceva. Ce să facă rușii așa ceva? Bombardamentele, mă arăți că stai puțin, n-a bombardat Kievul de n-a rămas nimic. Păi eu v-am trimis o știre cu 3 zile ca să vă confirm, o să spun ăștia, putiniștii ăștia cu Palestina și așa mai departe. Păi deja în Palestina au murit civili cât au murit în aproape 2 ani în Ucraina. Și sunt aproape 4.000 de copii. Da. Asta nu înseamnă că rușii, cum au zis, n-au invadat, e război ilegal și așa mai departe. Altceva. Și ca să termin ceea ce aveam de zis și după aceea vă las pe dumneavoastră să spuneți, nu mai spune absolut nimeni nimic. Deci, ăsta Borel mai declară ceva, mai spune Biden odată la 3 zile, domne, aveți grijă de ca să nu spună lumea că n-a zis de aia. Pe când aici este un măcel. Adică bombardamente, invazie la sol, tancuri, aviație, în condițiile în care, repet pentru a 100-a oară, civilii palestinieni, nu vorbim de teroriști, Dumnezeule, nu au unde să fugă. Asta voiam să spun. Nu, Biden spune, aveți grijă când bombardați, când dărâmați clădirea, să nu dărâmați civili. E foarte interesant a pus Occidentul. Este uluitor. Bine, noi nu putem că fiind în provincie, nouă ni se pare că tot ce... La țară. Nu, te mă răscăcărați din deal. Rău de tot. Adică la noi nu nimă. Hai să luăm. Deci avem meloni. Cu camă că e bine? Da. Hai să luăm așa. Meloni. O dezamăgire. Așa. Un fel de șoșoacă ajunsă premier care... Nu. Un fel de șoșoacă ajunsă premier care devine Dacian Cioloș. Ce frumos. Este exact ea. Sunteți bun, sincer. Mai țineți minte, mai țin minte. Da, da, da. Fascista. E aia, Mussolini, urmașa lui Mussolini. Săracul Mussolini, da. După asta, hai să luăm. Macron. Macron are o caracteristică, nu vreau să compar cu mulți politicieni români, anume el îl apucă și îi obosește. S-a dus acum, prima dată, mai tine, s-a dus, a stat de vorbă, a făcut, a dispărut. A obosit, da? Schulz nu mai spun. Nici nu vreau să mă gândesc. Adică când mă gândesc că asta este Germania, lui Bismarck, nimeni... Unde e Schulz ăsta? Nici nu mai știu pe unde. Că prin Nigeria. Da. Anglia n-a mai făcut nimic, în afară de faptul că e pudel. Da, dacă ești... Corect. Zice, noi nu, că noi nu contăm, nu mai contăm. Haideți, domnule, că să trezești America. Ce a făcut? Asta e mișto. Cum a fost asta? Occidentul a murit? Cum a zis mai devreme? Era o formulare. Occidentul... Declinul. Nu, a zis că s-a dus sau s-a... A dispărut.